Bani pentru două proiecte importante. Administrația locală de la Petroșani a primit peste 2 milioane de lei din rambursarea TVA-ului. Consilierii locali au alocat sumele rambursate pentru continuarea lucrărilor de investiții de la ambulatoriu și pentru modernizarea domeniului schiabil din Parâng. S-au rambursat niște cereri pe care noi le-am înaintat, prin care s-au primit sume de bani pe care noi le vom folosi, evident, tot pentru continuarea acestor obiective de investiții, respectiv realizarea domeniului schiabil din Parâng și modernizarea, reabilitarea și dotarea cu echipamente a ambulatorului din Petroșani. În cazul reabilitării, modernizării și achiziționării echipamentelor pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgență Petroșani, vorbim despre o sumă de 1.448.000 de lei, iar în cazul domeniului schiabil, aici avem 700.000 de lei. Pentru continuarea lucrărilor din Parâng s-a alocat suma de 700.000 de lei. Cei 700.000 de lei la fel se vor defalca într-o sumă de 124.000 de lei destinată alimentării cu energie a domeniului schiabil, iar restul de 576.000 de lei care vor merge pentru execuție lucrări de construcții la obiectivul dezvoltarea domeniului schiabil din Parâng. Pentru că nu a fost construit telescaunul de la Rusu, turiștii au o singură opțiune dacă vor să urce în Parâng la schi, cea de a folosi vechea instalație de transport pe cablu. Municipalitatea de la Petroșani contractează și un împrumut de 15 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de investiții de la cele două obiective.